Veve și Coțofană, open every day. De la 7 la 10, Petro FM. Și Cristiana Oprea alături de noi, bună dimineața! Bună dimineața! Șofer de raliu, pilot. Nu? Pilot, pardon, iartă-mă. Noi suntem șofer, noi. Da, nu stăpânesc terminologia ca lumea, pilot, iartă-mă. Nu-i nimic, am un tricou pentru tine. Așa? E de șofer, ce? Nu? Da, da. Perfect. Mulțumesc. Nu este Veve, nu e așa că este paradoxal, că este pilot de raliu și accelerează, dar o cheamă Oprea? Da! E bună. Mulțumesc. Trebuia să punctez. Mă mir că nu s-a făcut gluma asta mai devreme totuși. Nu s-a făcut gluma asta? N-ai auzit-o niciodată? Double de la. Niciodată n-am auzit-o. Stai mă că trebuie să-mi dau și trompete de alea și în fine. Așa, vorbeam despre... Despre ce vorbeam? Despre Șandor. Despre Șandor? Mașina e. Asta era pentru gluma de mai devreme. Șandor este Dacia ei Sandero, pe care o vinde, că vrei altă mașină de raliu, nu? Da, o vând pentru că am vești bune față de anul trecut, de când am fost eu la voi în vizită. Dacă știi, am fost înainte să debutez în campionatul european de raliuri. Când am reușit chiar o figură frumoasă anul trecut la Rally di Roma Capitale, am și urcat pe podium. Și atunci m-am îndrăgostit absolut de acea mașină pe care am închiriat-o atunci. E o mașină de categorie R2, o categorie superioară, cu cutie secvențială, frână de mână hidraulică. Nu înțeleg absolut nimic când am zis din asta. Este o mașină de curse veritabilă, care se dă de-a latul și face frumos. Zic că e jale. Și dacă, mie dacă zici că e jale, sau atunci înțeleg. Dacă e. Da, așa. E o mașină supărată. Este foarte supărată. Vestea bună e că am și un nou partener pentru anul viitor, încă nu-l dezvălui, dar un sponsor. Un sponsor. Așa. O să așa, afle toată lumea. Dacia Sandero. Cât costă o Dacia Sandero de raliu? În primul rând, câți kilometri are? Are vreo 34.000. Asta cât înseamnă în, știi cum e la câini, în ani de, în ani de om? În ani de în kilometri de mașină normală cât înseamnă? Nu știu să zic, dar înseamnă vreo 3 sezoane de raliuri. Okay. Pentru că eu mi-am făcut-o de la zero. Am cumpărat un Sandero lovit, sărăcuțul, adus din Franța, aștepta să fie iubit de un șofer, mă rog, sau pilot, după caz. L-am luat cu vreo 3.500 de euro și am băgat apoi în el vreo 16.000 de euro ca să fie gata de start. Cu tot ce trebuie ca să fie o mașină de raliu omologată, în siguranță, cu roll cage, cu scaune de competiții, sistem de extintoare, centuri de curse, suspensii de curse, tot ce îți dorești. Eu pot să merg dacă e să cum... Cât costă mașina asta? Acum e de vânzare cu 13.000 de euro, negociabil. 13.000 de euro negociabil. Câți cai are? Vreo 115 și poate să fie făcut un upgrade până la 140. Bă, ce tare, îți dai seama cum pleci de la stop, e unul lângă tine, cum mai știu eu ce mașină șumecheră și tu cu Sandero și îi dai fum. Ok. Dar spune-mi, pot să merg pe stradă cu ea? În teorie, ea este matriculată ca vehicul de competiții, dar este matriculată, are acea RITP, este street legal, pot să circul cu ea pe stradă, pentru că în raliuri chiar circulăm cu ele în trafic deschis, între probele speciale, deci ea trebuie să fie 100% deci, legală. Vreau să o auziți băieții care sunteți împătimiți. Uite cum toarce! Eu n-aș putea să merg cu ea pe stradă. Păi așa sună și mașina ta, nu? Da, am zis mai devreme că așa sună mașina mea, răgălia, când i-a picat toba, ai nebunit. Și auzi... Mamă, și cum se aude asta în pasaj la Unirii? Deci... Bă, deci în pasaj acolo aș trece de 3 ori pe zi numai ca să... Faci rondul de întors. Șandor are tobă custom, este desenată special de organizatorul cupei Dacia ca să se audă așa, deci este... proiectat sunetul. Bombă, îmi place mult. Aha. Deci când pică toba sună bine mașina, gen. Adică să nu mai fie rușine, că mi-era rușine să merg ca pe stradă nu până la serviciu. Nu trebuie să fie rușine. Bine, e bine să o repar. Da. Păi nu că am reparat-o, dar de la, știi cum e, dimineața de acasă până la radio și după aia până la serviciu. Sunt două drumuri. Foarte rușine mi-a fost să le fac cu sunetul ăsta. Uite, vara asta am condus foarte multe mașini electrice și le înțeleg scopul și targetul. Eu nu mă aflu printre clienții. Îți plac mașinile electrice? Le înțeleg. Na. Unele pot să zic că îmi plac. Dacă n-ar trebui să le încarc, ar fi perfect. Dar îți lipsește legătura aia, știi? Tu când te pui pe scaun, când te pui la volan, cumva sufletul tău se conectează așa la turația motorului, știi? Și toarce acolo odată cu tine de... și...
Da, niște benzină sub tine. Cum îți crește pulsul când... Și atunci, deci înseamnă că îți place cutia manuală de viteze. Da, să știi că am condus și cutii automate foarte sportive și drăguțe. Pentru oraș aș prefera oricând o cutie automată, ca să nu mai stau tot timpul să amestec în cutie. Dar la curse, evident, că avem mai doar cutii. Mai dăm niște pârpâr din ăla. Manuale. Nu, ziceți acolo, ziceți. Da. Păi nu, asta îi spuneam că eu personal... pot cu asta automată. Stai să vezi cum o să se audă mașina de anul viitor, că și păcăne. Aha. Și păcăne? Da. Doamne, nu bate, da, nu troncăne, dar păcăne. Da, e o problemă, că acum ar fi mișto, uite, de la o fată să cumpere mașina asta o fată, dar ai oglinzi, la, când dai așa parasolarul jos, ai oglindă ca să poți să te dai cu ruj? Nu am parasolar. Păi vezi? Păi dar vezi? Am oglinzi laterale, am și poze când m-am machiat în ele înainte de un interviu. Trebuie să poți să pui, ai Isofix în spate, poți să pui scaun de copil? Doamne ferește, vorbiți despre niște noțiuni. Am un rollbar de care poți să agăți în principiu orice. Poți să agăți copilul direct. Poți să agăți copilul, dacă e nevoie. De rollbar, direct. Aha. Top! Doamne, cât de tare! Uite, ne scrie o doamnă. Este un lucru foarte frumos, o senzație minunată. Și soțul meu se ocupă cu raliu și de obicei mă ia cu el, chit că eu nu conduc, stau lângă el, dar este super, super. Ce tare! Super! Drăguț! Da, îmi imaginez că este greu. E greu să o vinzi, dar până la urmă cineva care asta și... face. Da, îmi doresc foarte mult să o vând. Din păcate, dacă n-aș fi atât de la limită cu bugetul, nu aș vinde neapărat. Mm-hmm. Dar pentru mine e esențial să vând ca să pot să-mi cumpăr noua mașină de curse. Și atunci... Stai că ne mai dă cineva acum, se aude în pasaj la Unirii. Yeah. Asta este un Opel Astra. Bine, da, da, da. Bravo, Emi, da. Mie îmi plac astea. Nu știu, nu te zăpăcește de cap o astfel de mașină? Eu n-am avut niciodată o mașină să facă gălăgie din asta. Dar la drum lung te disperă, nu? Da, dar la raliu nu. Ai, la drum nu. Lung. Nu, la raliu nu. Da. Bun. Și ce se întâmplă? Care este planul tău în continuare cu această meserie? Mai faci și altceva în paralel? Fac, după cum ți-am zis, no, sunt prinsă toată ziua cu diverse proiecte. Fie că sunt invitată ca jurnalist auto, cum am fost acum câteva săptămâni într-un tur al țării cu niște mașini premium. În septembrie am fost într-un tur al țării cu mașini electrice. Scriu pe blog despre toate experiențele astea, încerc să dau sfaturi cât mai utile și legat de ce vorbeam noi mai devreme, de cum să-ți întreții mașina, cum să fii sigur că ești în siguranță când pleci la drum. Scriu și povești inspiraționale, fac și tot felul de campanii. Din fericire, ăsta a fost cel mai bun an pentru mine, surprinzător, pentru că am fost invitat în tot felul de campanii, inclusiv cea cu voi. Și am avut tot felul de proiecte pe blog. Mă ocup, evident, și de shop-ul online pe care l-ați văzut. Și, bineînțeles, partea cea mai importantă de toată strategia asta de curse. Eu nu am pe nimeni în spate. Eu îmi fac PR-ul, eu vorbesc cu brandurile, cu agențiile. Eu lucrez ce-și doresc ei în baza acestor parteneriate pe care le fac. Și scopul meu este să strâng câteva zeci de mii de euro pentru a putea participa la curse și anul viitor. O parte am reușit să-i strâng cu ajutorul partenerilor și o să iau startul anul viitor cu o nouă mașină, deci asta este marea noutate. Știu sigur că o să iau startul cu un R2. Câte etape și unde mai vedem și în funcție de pandemie e imposibil să vorbim de un calendar. Evident că abia aștept să revină evenimentele, pentru că îmi place și să povestesc foarte mult. După cum vedeți, să vorbesc de raliuri. Am fost și invitată ca speaker la diverse evenimente. E o viață destul de haotică. Mie mi se pare extraordinar de curajos din partea ta să faci parte din lumea asta, care este puțin accesibilă fetelor. Nu sunt foarte multe curajoase. Și mi se pare că ești un exemplu de cum să transformi un nu în de ce nu. Mulțumesc. Ne place foarte mult povestea ta și te susținem în tot parcursul tău, în viață și pe traseu pe la raliuri. Și uite, Blănoși, sigur aveți și voi astfel de povești despre cum v-ați urmat visul, indiferent de condiții și indiferent de context. Așa că le așteptăm poveștile voastre de-a lungul săptămânii pe WhatsApp 077 101 872. Și ne gândeam să facem așa un să vă oferim și o experiență, Blănoși. Open gift-ul vostru. Mai dăm niște pârpâr, te rog.
Mai vreau niște păr-păr. Bineînțeles, experiență cu păr-păr. Cum să fie? Păi, îi aștept și invit să-mi fie copiloți. Pentru că așa am început și eu, cum ți-am zis, dintr-o invitație în asta de a fi copilot la o cursă. Așa că e momentul să dau și eu mai departe acest open gift. Așa că povestea cea mai interesantă, curajoasă, inspirațională o să primească un loc în dreapta mea. Când se va putea, la o cursă, la un eveniment, vom vedea, cel mai probabil asta se întâmplă, o să se întâmple cândva anul viitor. Dar înainte de o cursă, bănuiesc, nu în timpul cursei înainte oficiale. Înainte de o cursă, da. La o sesiune de oficială de teste. A, ce mișto. Deci ați auzit, Blănoș, da? Se câștigă această experiență, acest open gift alături de Cristiana Oprea, care nu oprea, accelera. Și vă ia și pe voi, cred că e o senzație tare. Eu îți mărturisesc că n-am fost niciodată pe un traseu. Păi, te aștept, traseu. O să fii, îți dai seama că nu mai scave acum. Numai să treacă... Eu stăm cu cafeaua, e ok. Da. Cum să nu, ești prima copilot acolo. Eu? Da. Niciodată în viața asta, ever. E o senzație tare, dar eu cu adrenalina... Auzi, dar poate ai vrea să, poate vrei să cumperi tu mașina? Da. Dar aș cumpăra, normal că aș cumpăra Sandero. Dar sunt nepricepută. N-am bani, sunt săracă. Asta era, de fapt, da. Deci, Blănoș, așa facem, da? O experiență unică alături de pilotul Cristiana Oprea. Noi o să te ținem la curent, îți trimitem poveștile și vineri stabilim cine e câștigătorul acestui open gift, da? Perfect. Îți mulțumim foarte mult că ai venit și că faci parte din povestea noastră. Stai, înainte, încă o dată site-ul că ne întreabă lumea. Da, emoticar.ro și pe Instagram Chris Oprea cu 2 de S. Așa. Chris Oprea, poză de profil, bănuiești ceva cu mașina, nu? Poză de profil, da, cu casca pe cap, din mașina de curse, o cască verde, Cristus Oprea pe Instagram. Deci căscați ochii după casca verde. Da, așa, simplu, găsim acolo, pac, gata, s-a făcut 10:05. Se făcu? Gata, trebuie să plecăm, nu? Plecăm, haide! Da, ne auzim și mâine, de la 7 la 10, noi suntem... Veve! Și Coțofană, și asta a fost dimineața blană. Sunteți pupați, lare de verde, pa, Cristiana! Ciao! Pa, 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 pa! Veve și Coțofană, open every day. De la 7 la 10, Petro FM. Alături de noi, Cristiana Oprea, bună dimineața! Neata! Bine ai venit la noi, ai văzut ce bucurie mare. Cu ce mașină ai venit, vreau să știu, stai așa. Deschide-i, mi-ai dat vocea înapoi. În primul rând, mulțumim foarte mult. Cristiana face parte din clipul nostru de relansare. Da, din campania asta de rebranding, apropo de Open Radio. Și a venit să ne spună din experiențele ei motivaționale și cum a transformat nu-l în de ce nu, pentru că este mereu pozitivă și simpatică și drăguță și este super profi în ceea ce privește mașinuțe și nu numai. Mulțumesc! Pentru mine a fost o mare onoare și o bucurie să fac parte din campania voastră. Mi se pare super inspirațională și eu mă inspir din ceilalți participanți din campanie. Și așa, am venit să povestesc, evident, despre raliuri. Cum... Da, perfect. Da, de-abia aștept. Eu mai întreb și de asta de fete. Da, vreau să... Mie mi se pare foarte tare să aud o gagică cum îmi dă clasă în ceea ce privește mașinile. Bine, nici n-ar fi greu pentru că nu mă pricep eu foarte tare, dar tu ești, uite, de exemplu, mai devreme îmi povestea despre cum s-a stricat, ce? Termostat? Un termostat, da, la Raliul Argeșului. A fost primul meu abandon tehnic în toți ăștia 5 cum ani. Cum s-a întâmplat? Pur și simplu, ghinion, s-a stricat o piesă de 100 și ceva de lei, exact când am început să urc în Transfăgărășanu, vara asta în iulie. Și na, am abandonat. A fost cea mai amară lecție de până acum. Dar ce făcea piesa aia, termostatul ăla, sau cum? Eu am termostat la centrală, dacă acum am puține emoții să explic, că știu că mă ascultă și inclusiv prietenul meu care e mecanic și toată echipa, deci dacă greșesc ceva... Zi așa că oricum, eu nu-mi dau seama. Dar noi este... te credem. Adică este o piesă care s-a blocat pe închis și nu a mai permis lichidului de răcire să treacă prin sistemul de răcire astfel să răcească motorul. Și noi în cursă ducem motorul la limită, pentru că mergem la limită și atunci avem nevoie să, mă rog, să circule antigelul în radiatorul de răcire și să răcească practic motorul. Okay. Și piesa aia s-a blocat pe închis, fix, pe probă. Și a fiert apa în motor. Și a fiert apa în motor și a trebuit să ne oprim ca să nu stricăm de tot mașina. Mă rog, e normal în viața de pilot, nu? Să se întâmple și... Da, e normal. Să știi că asta e ceva ce am învățat în toți anii ăștia, că abandonul și orice ieșire în decor fac parte din joc.
că nu poți să progresezi dacă nu sari afară. Și trebuie să tatănești tot timpul cu limitele, uneori le depășești și atunci suporți consecințele, dar nu ai cum să progresezi altfel. Și a doua lecție a fost că sunt unele lucruri pe care pur și simplu nu le poți controla. Ne-am pregătit atât de mult după pandemie să luăm startul în iulie la primul raliu și am fost foarte fericită să revin la Argeș, pentru că acolo am copilărit, acolo e țara mea în zonă. Și îți dai seama, când am abandonat după aia fix la începutul Transfăgărășanului, care e superb, adică e superb cu orice mașină, dar uite, în cursă, când e tot doar pentru noi, a fost așa o mare dezamăgire, după ce din martie nu știam ce o să se întâmple cu raliurile, dacă o să revin la volan vreodată, da, ce se întâmplă cu așa cariera mea. Da. Dar cum e cariera asta de fată, pilot de raliu, într-o lume evident a bărbaților? Mie îmi place să zic că sunt antreprenor în sport, pentru că de fapt asta sunt. Am un business în jurul pasiunii mele pentru automobilism. Pentru că nu mai există, evident, clasica aia noțiune de sponsor. Îți dă cineva o căruță de bani și tu poți să te duci să-ți faci de cap cu ei la curse. Nu e așa, trebuie să... Sau eu cel puțin folosesc motorsportul pentru a promova povești interesante sau anumite valori sau anumite servicii sau produse în care cred. Și în general despre asta e vorba, despre companii care susțin povești în sport care ar putea să dea ceva înapoi comunității. Scriu pe blog, am și un shop online acolo și cu tricouri, cu ADN sportiv și cu lămpi făcute din piese de mașini de curse pe care nu le mai folosim. Ce tare, serios? Da, 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 sunt niște lămpi unicat, nu? Exact, numai bune pentru perioada asta de pandemie în care am stat toți mai mult acasă. Sunt handmade cu, din tot felul de supape, discuri de frână uzate. Ce tare! Ele, exact. Unde găsim asta? Ia că mă uit. Pe emoticar.ro este blogul meu de mașini cu poveste. Ia, ca cum am... Direct îmi iau o lampă, a nebunit, că e foarte tare emoticar. Auzi, dar tu ești absolventa Universității de Arhitectură, nu? Da, și Facultate de Urbanism și de Arhitectură și... Păi și uite, am ajuns prin 2013, pur și simplu, într-o mașină de curs. Am fost invitată copilot. Și habar n-aveam ce urmează, nu știam ce salea curse de automobilism, ce e viteză în coastă, că acolo am fost invitată. Da. M-am îmbrăcat cineva într-un combinezon, mi s-a părut foarte cool așa și nu mi-a fost frică deloc. Mă uitam la pilot în stânga mea și mi s-a părut senzațional ce face. Am zis că trebuie să încerc și eu să fac asta odată, pentru că îmi plăcea să conduc. Ce se întâmplă cu tine ca șofer în traficul de zi cu zi? Cum diferențiezi? Întotdeauna m-am gândit cum conduce Hamilton, de exemplu. Foarte, spun eu cu Hamilton, că am văzut un interviu cu el și a zis că el este foarte relaxat și conduce ca un moș. Exact. Așa e și tu? Cred că asta pățesc majoritatea piloților de curse în general, pentru că îți consumi toată adrenalina și demonstrezi tot ce ai de demonstrat în concurs. În competiție și atunci în trafic suntem mult mai conștienți de riscuri și de faptul că cei din jurul nostru sunt destul de puțin pregătiți, din păcate. Și, da, te bine, enervezi? Să mai precauți. Mai să știi că nu mă mai enervez, apropo de povestea de mai devreme. Nu, să știi că am fost și sunt o justițiară de fel, din păcate. Nu mi-a adus niciodată lucruri bune. Dar nu cred că e rolul nostru să facem educație în trafic. Cred că putem să facem... într-o oarecare măsură educație online, cum tot încerc eu să-mi încurajez followerii să schimbe anvelopele de iarnă, că e un moment potrivit să nu amâne pe ultima 100 de metri. Uite, nu uitați să vă schimbați lichidul de parbriz, să nu înghețe cel de vară în mașini. Bravo, da. Să verificați lichidul de frână, pentru că s-ar putea să-l fi neglijat, sau schimbul de ulei, pentru că în pandemie nu am mai folosit mașinile, lucruri de genul ăsta. Dar altfel, în trafic, e rolul poliției să-și facă treaba, cum o fac, bine, rău. Ce alte sfaturi tehnice mai ai pentru șoferii normali, de zi cu zi, așa, apropo de venirea frigului? Apropo de venirea frigului, asta, în principiu să-și verifice, să-și pună la punct mașina, să folosească niște anvelope de iarnă bune, nu unele de 5, 6, 8 ani, pentru că și cauciucul își pierde din proprietăți și atunci distanța de frânare crește. Deci e bine să folosească niște anvelope de iarnă de încredere și relativ noi. Cum ești cu all-season-urile? Cum ți se par anvelopele all-season? Un anumit model de anvelope all-season, să zicem că ar putea să funcționeze strict pentru mașinile care se folosește în oraș. Depinde foarte mult și de oraș, evident, că dacă stai în Brașov și urci în Poiana Brașov, nu o să faci nimic cu niște all-season-uri iarna pe zăpadă. În orașele în care nu ninge foarte mult, cum s-a întâmplat la noi
în ultimii ani, să zicem că e acceptabil, dar pentru o utilizare limitată. Eu recomand de obicei anvelopele de iarnă, pentru că atunci știi că ești în siguranță tot timpul. În regulă. Și anvelopele de iarnă nu sunt de zăpadă. Uite, asta e un mit pe care l-am observat. Anvelopele de iarnă nu sunt de zăpadă. Nu trebuie să le pui doar când ninge afară. Anvelopele de iarnă trebuie să le pui tot timpul când temperaturile scad undeva sub 7 grade, pentru că ele îți garantează că vei frâna la timp în condiții meteo de toamnă-iarnă. Asta e ideea lor. Deci am avut și discuția asta săptămâna trecută, apropo, că, mai că dacă stai cu anvelopele de vară, e rău, clar. Da, pentru că frânezi mult mai târziu și ai riscul de a derapa, inclusiv dacă e ploaie sau un pic de polei. Nu trebuie neapărat să fie zăpadă. Dar invers? Când mergi vara cu anvelopele? Și invers, pentru că același cauciuc din compoziția anvelopelor de iarnă se degradează la temperaturi mari și pe lângă faptul că îți uzezi aiurea anvelopele de iarnă, frânezi iarăși mult mai târziu. Distanța de frânare crește vara pentru că acel cauciuc mai lucrează e corect. Uzat. Da, nu că e uzat, dar nici nu lucrează corect la temperaturi ridicate de vară. De asta e bine să folosim anvelope de vară-vara și anvelope de iarnă-iarnă. Așa e și cu lichidul de parbriz. Uite, cel de vară, de exemplu, are niște aditivi care te ajută să îndepărtezi musculițele de pe parbriz. Da, cel de iarnă nu are. Tare. Vreau să mă învețe și pe mine niște treburi de-astea. Vorbesc serios, eu sunt praf, n-am nicio treabă, am o răgălie de mașină, tot aia de anul trecut, stai liniștită. Și eu am de aceeași, de 5 ani și aia de curse pe care mă chinui să o vând. Păi asta vreau să zic, că tu acum, ia fiți atenți, dacă sunteți voi cu mașinile și cu viteza, să vă zică acum Cristiana ce mașină de curse are ea și că o vinde. Dar acum automobilismul, nu știu, raliul la noi nu e foarte popular ca sport așa și bănuiesc că ți-e greu să vinzi. E greu să vând, în special acum în pandemie, că bugetele au fost limitate și e greu, e o pasiune foarte costisitoare. Deci ai un Sandero? Am un Sandero, de fapt l-am pe Șandor, că așa este botezat el, okay. Care a fost condus doar câteva weekenduri pe an de o fată. Da, o băbuță. Da, este foarte bine reținut. Păi știți, a murit băbuța din Germania, dar a rămas o fată care conduce doar în weekenduri de câteva ori pe an. Exact. Așa? Este gata de start. Ultima oară s-a bucurat de un raliu la Raliul Brașovului în iulie. Și își așteaptă noul pilot. Cu nerăbdare, aș putea spune. Hai că vorbim imediat. Vreau să ne dai mai multe detalii tehnice. Eu sunt super curios. Ok, cumpărăm mașina asta. Ne spui și cât costă. Dar oare pot să merg cu ea pe stradă? Nu pot să merg cu ea pe stradă? Vrem să aflăm mai multe, dar după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi, Blănoș, și cu Cristiana Oprea, care ne va spune mai multe.